propunerile de eliminare de la Survivor Romania Platina și mai tare echilibrul fragil din echipa războinicilor. Ce acuzații se aduc concurenții și ce tabere s-au format în sprijinul celor doi nominalizati spre eliminare. Telespectatorii vor afla în această seară cine este războinicul eliminat din competiție. Andrei Ciobanu și Cristian Ionita sunt cei doi războinici care s-au aflat în atenția fanilor Survivor Romania și care, în această seară, vor afla cine va fi favoritul publicului și cine va părăsi competiția, în urma deciziei celor din fața micilor ecrane. Cele două tabere formate în interiorul echipei albastre s-au aruncat vorbe și reproșuri grele după consiliul de eliminare în care a fost nominalizat Cristian Ionita. Emanuela Curiala a fost cea mai afectată de această nominalizare, bai, ce ciuda e mie. Îmi vine să spart totul. Că sunt de naiba. Au fost vorbele Emanuelei, care nu a înțeles de ce Carina l-a votat pe Cristian, disi Agrisera ca o vor vota pe Alișandruca. Propunerile de eliminare de la Survivor Romania Platina și mai tare echilibrul fragil din echipa războinicilor. Consiliul de eliminare l-a marcat profund și pe războinicul Cristian Ionita, care a reproșat decizia luată de tabara formată din Andrei Ciobanu, Carina Fetica, Alișandruca și Iancu Sterb, cerându-le explicații în același timp pentru că l-au votat spre eliminare. De ce mi-a fost frica, nu am scapat? Irad, și plan din același timp. De când am intrat în acest concurs am spus că îmi este frica să nu fiu trădat, și asta am simțit, a spus războinicul printre lacrimi. Unii dintre războinici îl acuză pe Andrei de manipularea noilor veniti în competiție. Emanuela Huruiala este cea mai vocală și foarte dură, acuzând chiar o spalare pe creiera acestora. În ciuda tensiunilor, războinicii au reușit să castige jocul de seara trecută, recompensa constant din dulciul din belșug, care să le aducă energia de care au nevoie pentru a castiga jocul de comunicare care se va disputa în seara aceasta. Care va fi războinicul eliminat din competiția Survivor Romania și ce echipa va castiga jocul de comunicare, aflat urmărind o nouă ediție, difuzată în această seară, de la ora 20. La Canal 2.